În județul Gorj au fost înregistrate producții record la legume și fructe. Acesta este anunțul făcut de Direcția de Agricultură Gorj. Dan Tănăsescu, directorul instituției, a precizat că strugurii sunt recoltați până acum în procent de 70%, iar porumbul în procent de 75%. Atât la porumb cât și la fructe, producțiile sunt record, potrivit estimărilor venite de la specialiști. Datele exacte vor fi făcute însă publice până la finalul acestei luni. La nivelul județului Gorj ne aflăm în plină desfășurare a lucrării de recoltat, atât culesul strugurilor de vin, cât și a recoltatul fructelor. Cum vă spuneam, referitor și la producția de porumb, anul acesta, 2018, este un an de excepție. Suntem deja la recoltatul strugurilor, suntem undeva la 70%. La recoltatul la porumb suntem undeva la 75%. Vă spuneam, când o să terminăm, o să vă dăm exact cifrele, dar cum v-am mai spus și data trecută, la nivelul județului Gorj ne așteptăm cu o producție record atât și la fructe cât și la producția de porumb. O recoltă bună a fost înregistrată în acest an și la cereale, deși județul Gorj nu are suprafețe mari cultivate cu grâu.